Lăsăm să ne spună lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o în viața lui. Luciano, nu fi scurt. Larg. Parlă. Parlă. Ciao, buonasera a tutti. Molto bello vedervi da qui. Bună seara la toți. E foarte frumos să vă văd pe toți de aici. Volevo ringraziare prima di tutto Pietro Russo. Vreau să mulțumesc înainte de toate lui Petru Russo. Perché grazie a lui che siamo entrati in contatto con questa chiesa. Pentru că datorită lui am intrat în contact cu biserica aceasta. Che ci ha cambiato la vita. Che ne ha schimbat viața. Per la prima volta, e ho tanti anni, insomma, non sono più un ragazzo, e per pentru la prima volta dată, ho sentito la presenza mai sunt di un Dio. Băiat, tânăr, am o vârstă, dar pentru prima dată am simțit prezența lui Dumnezeu. L'ho sentita nelle preghiere, nel fervore con cui pregate Dio. Am simțit în rugăciunile pe care le-ați înălțat, în felul în care vă rugați. E che mi ha colpito moltissimo. Că m-a atins foarte mult. Il momento più bello di quando ci riuniamo è quando venim, alcuni di noi pregano per aiutare gli altri. Când dintre voi se roagă pentru cei care vin în față să îi ajute. Ma non sono solo loro che pregano per chi ne ha bisogno. Dar ma nu è sunt un doar fluido ei, che nu si sunt doar ei care se roagă, este și un fluido che si sente per tutta la chiesa, perché è una preghiera. Care se simte în toată biserica. È una preghiera di tutti. E o rugăciune a tuturor. E vi posso garantire che queste preghiere hanno că rugăciunile acestea au un effetto molto un benefico. Un efect foarte, foarte benefic. Hanno pregato per me. S-au rugat pentru mine. Per la mia malattia. Pentru boala mea. E ho sentito dei benefici. Și mă simt mult mai bine. Io di questo vi ringrazio, ringrazio tutti. Eu pentru toate vă mulțumesc. Sunt foarte fericit să fac parte din biserica aceasta. Il mio battesimo è consapevole. Este, știu foarte bine de el și sunt convins. Mi dă felicitate a pensarci. Îmi dă fericire, mă simt foarte bine să mă gândesc la el. Grazie di nuovo a tutti. Vă mulțumesc din nou tuturor. Non ho altro da dire. Dio te benedica. Fratele Luciano, prima oară când l-am văzut, mi-a zis fratele Alin, John, avem un italian cu cancer. Nu știu dacă e italian. Se vindecă. Era într-o stare, fratele Luciano, demotivat. Mi-amintesc efectul după prima dată când ne-am rugat pentru el, așa am înțeles și mi s-a transmis, a început să gătească înapoi. Nu-i mai venea să fac nimic. Dacă când se atinge Hristos de tine, pofta de viață crește. Omul bolnav are o unică dorință, nu două, nu mai vrea și ies clas. Să se vindece. Omul sănătos are o mulțime de dorinți. Ăsta se bucură de tot ce îi dă Dumnezeu. Omul bolnav are ca unic scop gândul, poate mă-i vindeca, poate mă fac sănătos. Și Dumnezeu face lucrul ăsta. Cele mai multe minuni făcute de Hristos au fost în domeniul vindecării. În fiecare zi vindecau o mulțime de oameni. Slăvit să fie Dumnezeu!